Situată în partea de nord-est a județului Neamț, cetatea Neamț face parte din categoria monumentelor medievale de o valoare excepțională din România. Atrase de izvoarele de slatină care se găsesc în apropiere, comunitățile de agricultori și crescători de vite din Neoliticul Timpuriu au exploatat intens apa sărată, așa cum au făcut și populațiile care s-au succedat atât pentru consumul cotidian propriu, cât și în scopul obținerii sării cristalizate, care era transmisă către triburile aflate la depărtare. Originile cetății atestă că cetatea Neamț a fost construită în a doua parte a domniei lui Petru I, care a domnit între 1375 și 1391, perioadă în care Moldova a cunoscut o dezvoltare economică și politică. Neamțul din munți este amintit și în cronica rusească ce cuprinde orașele de la est de Carpați, datată între anii 1387-1391, care ar fi putut să se refere atât la oraș cât și la cetate. Așezată aproape de vârful cel mai înalt al culmii pleșului, cetatea Neamț străjuia valea Moldovei și a Siretului ca și drumul care trecea peste munte în Transilvania de la Târgu Neamț la Pipirig. Numele cetății provine de la hidronimul de Neamț pe care îl poartă râul care curge pe sub poala muntelui și de la care și-a luat numele atât orașul cât și mănăstirea din apropiere. Unii cărturari au explicat cuvântul Neamț ca fiind de origine slavă, însemnând tăcut, liniștit sau mut. Potrivit concepției strategice a domnitorilor Moldovei, de la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul veacului următor, cetatea Neamțului trebuie să se încadreze în sistemul general de apărare a țării, alături de alte fortificații similare. Locul pentru amplasarea cetății Neamț a fost culmea pleșului. Culmea pleșului asigura prin poziția sa naturală mari posibilități de apărare, desprinsă fiind din vârful Cerdac, cu înălțimea de 480 de metri față de nivelul mării și de 80 de metri față de nivelul apei neamțului. Planul cetății are aspectul unui patrulater, cu laturi inegale, fiind adaptat după teren. Specific pentru cetatea Namț, este faptul că turnurile de apărare din cele patru colțuri n-au fost plasate în exteriorul zidurilor, precum în cazul cetăților Suceava și Scheia, ci au fost încadrate direct în scheletul de ziduri, și aceasta pentru că fortificațiile naturale de pe trei laturi nu permiteau construcția lor în exterior. Inițial, cetatea avea o înălțime de circa 12-15 metri cu o grosime de aproape 3 metri. Zidurile erau susținute și consolidate în exterior de 18 contraforți puternici de formă prismatică. Intrarea în cetate se făcea pe poartea mușatină de la mijlocul zidului de nord. Datorită faptului că numai prin partea aceasta cetatea putea fi mai ușor atacată, încă din faza mușatină, latura nordică a fost apărată de un șanț destul de adânc care trecea prin imediat apropierea zidului. Dezvoltarea tehnicii de luptă prin perfecționarea armelor de foc, în special a bombardamentelor care puteau arunca ghiulele mult mai mari și mai grele, a făcut ca cetatea să se adapteze noilor arme. În acest scop, construcțiile în unghi drept au fost încadrate de turnuri sau bastioane rotunjite. În acest timp, zidurile cetății au fost supraînălțate cu circa 6-7 metri, iar în interior au fost construite o serie de dependințe necesare garnizoanei militare. Cele mai importante lucrări însă sunt cele realizate în partea de nord și de nord-est, unde s-a construit un șanț de apărare mai adânc și mai larg, Flancat spre cetate, de patru bastioane semicirculare, cu ziduri groase și rezistente, cu înălțimi variate până la 30 de metri. Zidăria bastioanelor este prevăzută cu creneluri și ferestre înguste, prin care apărătorii cetății puteau să supravegheze și să lovească dușmanii. Remarcabilă este noua cale de acces în cetate, reprezentată de un pod arcuit, sprijinit pe 11 piloni de piatră de formă prismatică. Forma arcuită a podului, cât și lungimea sa, îi obliga pe dușmani, atunci când atacau, să se expună mai multor lovituri ale apărătorilor cetății. Ca măsuri suplimentare de supraveghere au fost construite, la intrarea în curtea exterioară, două capcane cu trape, cunoscute și sub numele de curse de șobolani sau de șoareci. De la capătul podului, legătura cu satele din jur se făcea pe un drum ce ocolea vârful cerdacului, cu acces la drumul spre Baia și Suceava. Calea actuală de acces spre cetate a fost amenajată mult mai târziu, în timpul domniei lui Mihalache Sturza, la 1834. Unele căi de acces erau fortificate cu parcane sub forma de șanțuri întărite cu palisade pentru a împiedica accesul inamicilor. Întărită prin lucrările făcute în timpul lui Ștefan cel Mare, cu șanțul de apărare flancat cu bastioane puternice, cu ziduri supraînălțate, cu căi de acces pe care era imposibilă să se transporte mașini de luptă pentru distrugerea zidurilor, cetatea Neamț a devenit una dintre cele mai puternice cetăți din țara Moldovei majoritatea încăperilor, cu excepția celor din turnuri, aveau arcade boltite, realizate din cărămidă, sprijinite pe laterale și la capete pe elevația rezistentă din piatra a zidurilor groase. Pentru că asemenea lucrări de fortificație și întărire trebuiau realizate într-un timp extrem de scurt, la realizarea lor erau mobilizați și târgoveții. Robii de pe moșii, oștenii și prizonierii atent supravegheați de autoritatea domnească. Materialul de construcție era în cea mai mare parte piatra de râu. La construcția arcadelor, pervazurilor, pilonilor și a contraforților a fost folosită piatra de carieră de la domesnic și gura secului. Cele mai multe încăperi erau destinate nevoilor garnizoanei militare, care putea să adăpostească aproximativ 300 de oameni. Se pare că încăperea de la intrare, de sub turnul de nord-est, a fost utilizată ca închisoare. Încăperea învecinată, astăzi monetăria, a fost utilizată în timpurile mai grele pentru adăpostirea tezaurului domnesc. Înainte ca Moldova să fie închinată turcilor, la izbucnirea războaielor, voievozii își trimiteau copiii și averile în această cetate aproape de nebiruit, după cum ne afirmă Dimitrie Cantemir. Deasupra așa zisei monetării a existat un paraclis, care în timpul lui Vasile Lupu a fost renovat, cetatea fiind transformată în mănăstirea Sfântul Nicolae de la cetatea Neamțului. Încăperea din partea de jos a turnului de sud-est este numită Neagra Temniță aceasta având boxe în care erau aruncați condamnații la moarte pentru hiclenie sau pentru alte abateri mai grave. Pe latura sudică, ferită de loviturile bombardamentelor, au fost camere de locuit pentru căpeteniile cetății și pentru fețele mai subțiri care erau găzduite la cetate. Încăperile de la Demisol, aflate sub terasa actuală pe care se poate admira Valea Ozanei, erau folosite drept depozite de provizii alimentare. Încăperea lungă de pe latura vestică se considera că a fost folosită drept sală de judecată și de sfat. Aici, în calitatea lor de șefi administrativ și judecătorești ai ținutului neamț, pârcă la cetății judecau pricinile mărunte. Atunci când domnitorul cetății se afla la cetate, această sală era folosită drept scaun domnesc, fiind spațioase și impunătoare prin forma sa boltită. De desubt, era o sală a armelor. Astăzi, în sala de judecată, vechează portretul lui Ștefan cel Mare, realizat de Iulia Hălăucescu și comentat de Ian Drugoz. O, bărbat demn de admirat! Într-un nimic inferior ducilor eroici pe care atât îi admirăm, cel care din tâi dintre principii lumii a repurtat în zilele noastre o victorie atât de strălucită contra turcilor. După părerea mea, el este cel mai vrednic să îi se încredințeze conducerea și stăpânirea lumii și mai ales funcțiunea de comandant și conducător contra turcilor, cu sfatul comun, înțelegerea și hotărârea creștinilor pe care ceilalți regi și principi creștini trândăvesc în lene, în desfătări și lupte civile. De asemenea, cetatea Neamțului adăpostea și lucruri tainice. ieșirea secretă din încăperea de pe latura vestică, de lângă turnul sud-vest, unde o porțiune de zid era gol la mijloc și unde se putea realiza la nevoie legătura cu exteriorul. De asemenea, în fântână la o adâncime de circa 10 metri s-ar afla gura unui tunel prin care se făcea legătura cu exteriorul cetății. Prima confruntare militară s-a petrecut la sfârșitul secolului XIV-lea, în timpul domniei lui Ștefan I. Mușat, 1394-1399, când regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei, urmărind politica de expansiune teritorială la răsărit de Carpați, întreprinde o expediție militară asupra Moldovei. Cronica oficială maghiară și documentele emise de Sigismund Consemnează că armatele regelui au înaintat până la reședința domnească, unde Ștefan I i-a făcut supunere. În prajma cetății Namțului, pe care se pare că regele Ungariei a asediat-o, se emite un act de cancelarie la 2 februarie 1395, care constituie prima mențiune documentară a cetății. Cronica veche moldovenească. A păstrat știrea că Ștefan Vodă a învins pe regele Sigismund la Hindau, fapt confirmat și de inscripția de pe piatra de mormânt a lui Ștefan I, aflată la rădăuți. În vara anului 1476, Ștefan cel Mare încearcă cu disperare să facă față dublului atac dușman al tătarilor din Spre Nistru și al turcilor la sud care doreau să-și ia revanșa pentru înfrângerea de la podul înalt vasului cu un an înainte. Ștefan cel Mare va opune la 26 iulie 1476 o dârză rezistență în fața armatei otomane de circa 200.000 de de și spahii, condusă de însuși sultanul Mohamed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. La Valea Albă, războieni, la circa 27 de kilometri de cetatea Neamț, oastea moldovenească de numai 12.000 de oameni, formată mai ales din boieri și curteni, s-au luptat cu disperare pentru apărarea pământului strămoșesc. În timp ce turcii își înnoiau atacurile cu ostași odihniți, românii moldoveni cu rândurile împuținate au oprit totuși pe dușmani până la căderea nopții, care au părăsit tabăra, retrăgându-se în pădurile din împrejurimi. Grigore Ureche avea să menționeze, Moldovenii n-au căzut fiștecum, ci stropșiți de mulțimea dușmanilor. Cu credința că Ștefan cel Mare s-ar fi refugiat în cetatea Neamț, sultanul vine cu o parte din oastea sa asupra acesteia. Se pare că în cetate s-ar fi aflat și o parte din prizonierii turci din lupta de la Vaslui, pe care domnul Moldovei i-a folosit la lucrările de fortificare. Deși au sperat să poată intimida garnizoana prin numărul lor impresionant, turcii n-au putut cuceri cetatea. Au trebuit să facă față atât arcașilor, care au răspuns prin lovituri sigure din spatele meterezelor, cât și tunarilor, care și-au făcut din plin datoria cu mijloacele avute la dispoziție. Secretarul sultanului Mahomed al II-lea, Angiolelo, Descrie acțiunea turcilor de supunere a cetății. Făcând încercarea de a cuceri fortăreața amintită, s-au așezat șapte bombarde și în decurs de opt zile s-au făcut efortul de a o cuprinde, dar două din cele bombarde s-au spart, iar cei care se aflau în fortăreață nu voiau să stea de vorbă și toți se apărau cu artilerie și nu le păsa de noi. Zidurile însă au rezistat, iar oștenii, au îndreptat pușcile din cetate asupra turcilor, unde sta acolo o munte de a avea nevoie cetatea, și au lovit în gura unei puști turcești de au sfărmat Și au început a bate în corturile turcilor, cât și în boldul de la cortul împăratului, și l-au sfărmat. Deci n-au mai putut sta turcii într-o acel vârfu de munte, de unde avea cetatea nevoie, ce numai l-au căutat a să da în lături de la acel locu. Că la Cetatea Namțului era în acea perioadă bătrânul arbore, care se pare că a căzut sub lovitura unei ghiulele turcești. Încercarea turcilor de a ocupa cetățile Sucevei și Hotinului a avut același insucces ca și la Namț. Întărită și fortificată în timpul lui Ștefan cel Mare, Cetatea Namț a avut un rol politico-militar important mai bine de două veacuri cunoscând fie momente de eroism legendar, fie distrugeri grave. Printr-un document, din 10 mai 1529, voievodul Petru Rareș, 1527-1538, 1514-1546, solicita patriciatului de la Bistrița să-i trimită un zidar priceput pentru efectuarea unor lucrări la cetatea Neamță. În 1538, la sfârșitul primei domnii a lui Petru Rareș, când acesta a fost părăsit de o mare parte din boieri și a fost nevoit să ia drumul privegiei spre proprietățile sale din Transilvania, cetatea Neamț și-a deschis porțile în fața ostașilor lui Soliman Magnificul. În anul 1563, Ștefan Tomșa, care s-a răsculat împotriva lui Despot Vodă, a cuprins cetatea Neamț apărată de lefegii nemți și a transformat-o într-o bază de luptă proprie. La începutul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpușneanu, 1552-1561, 1564-1568, cetățile nemți și Suceava au fost incendiate din ordinul sultanului, care, pentru a slăbi țara din temelie, lăsă cuvânt că cine va risipi cetățile din țara Moldovei, aceluia va da domnia. Deci Alexandru Vodă, făcându-se pre cuvântul împăratului, întâmplându toate cetățile cu lemne, le-a aprins de la Arsu și le-a risipit -ul. Numai hotinul l-a lăsat ca să fie de apărare dinspre leși, după cum menționează Grigorie Ureche. Lucrările de refacere a cetăților distruse în timpul lui Lăpâșnanu au fost inițiate în prima domnie a lui Petru Șchiopul, când acesta a trebuit să facă față numeroșilor pretendenți la tron care veneau cu ajutor de la poloni, unguri sau cazaci. În timpul domniei lui Ieremia Movilă, 1600-1606, cetatea Neamț era complet refăcută. În perioada de după distrugere, unele proprietăți ale cetății au fost făcute danie mănăstirii Neamț, iar altele au fost date mănăstirii Secu, construită de Nestor Ureche pe proprietatea cetății în lunile mai-iunie 1600, când Mihai Viteazul, 1593-1601, realizează unirea Moldovei cu țara românească și Transilvania, cele două cetăți, Suceava și Neamț, și-au deschis porțile în fața armatelui Marelui Domn, fără a opune nicio rezistență. Vasile Lupu și-a făcut din cetatea Neamț, Locul care putea să ofere un adăpost sigur pentru familia și averile sale, în acele vremuri, când a întreprins câteva campanii pentru ocuparea tronului țării românești, și apoi a luptat pentru păstrarea tronului Moldovei. Miron Costin avea să noteze că, la cetatea neamțului, era toată inima avuției lui Vasili Vodă. La 1650, când tătarii au făcut, prădăciuni la Moldova până în apropierea Iașului, Vasile Lupu au pornit-o pe doamna de împreună cu casele boierilor pe înfrânturile codrilor pe la Capotești spre cetatea Neamțului, unde putea fi în siguranță. În 1653, când a avut loc prima acțiune a logofătului Gheorghe Ștefan de a ocupa tronul Moldovei, la cetatea Neamț se afla Tezaurul Domnesc, pe care domnitorul Vasile Lupul salvează trimițând pe nepotul său Ștefan să apuce avuția și orică n-au știut Ștefan Gheorghe Logofătul de avuțiile acelea, în cetatea Neamțului ori au stat după lucruri care începuse și n-au socotit aceia bani, iar avea mai aproape de dânsul decât de Vasile Vodă acea avuție. În anul 1665, Eustachie da Bija, 1661-1665, întărește mănăstirea din cetatea Neamțului, ca metoh al mănăstirii Secu, aceasta putând să-și pună egumen și să-și aducă călugări. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în timpul luptelor pentru tronul Moldovei și a războaielor turco-polone, cetatea Neamț a devenit un obiectiv foarte căutat, constituit un loc potrivit pentru refugiu. În anul 1673, Ian Sobecki a obținut împotriva turcilor victoria de la Hotin, după care oștile polonei au ocupat cetățile Hotin, Suceava și Neamț, repunându-l pentru puțin timp pe tronul Moldovei pe Ștefan Petriceicu. După o nouă expediție turcotătară, Ștefan Petriceicu fuge din nou în Polonia, tronul fiind dat lui Dumitrașcu Cantacuzino. 1673-1675. În cetățile Neamț și Suceava, polonezii au lăsat garnizoane formate din lefegii nemți care au rezistat aproximativ un an. Până la urmă, mercenarii au fost coși din cetate, nu prin puterea armelor, ci din neputința acestora de a se aproviziona. În timpul expediției polone din anul 1691, care a afectat din plin și zona neamțului, Nicolae Costin arată că s-a sculat Sobiețchi craiul leșesc cu oștile sale și învrătejindu-se atunci, au luat cetatea neamțului și au pus oaste de-a sa prin cetăți. La 14 octombrie, oastea lui Sobieski, formată din infanterie, cavalerie și artilerie, se afla lângă cetatea neamț, somând-o să se predea. La refuzul garnizoanei de a face acest lucru, polonezii s-au apropiat și mai mult de cetate și au început să o atace cu mortiere și cu tunuri mici, căci cele mari n-au putut să le aducă atât de repede din munți. Dimitrie Cantemir prezintă în cele două opere ale sale istoria Imperiului Otoman și viața lui Constantin Vodă Cantemir, amănunte cu privire la brava armată de plăieși care au apărat cu prețul vieților cetatea neamță. Numărul plăieșilor diferă. Cantemir prezentând două cifre, 19 și 9 plăieși, cert este că după predarea cetății au ieșit din aceasta șase plăieși, care purtau pe umerii lor pe alți trei. În ambele scrieri este prezentată starea de admirație, urmată apoi de jenă și furia regelui Polon, față de câțiva oșteni moldoveni care au ținut pe loc atâtea zile oastea sa. În această perioadă, Moldova cunoștea o situație dramatică. În partea de sud aveau loc tot felul de represalii produse de oștile turcotătare, iar în nord era jefuită de oștile poloneze. Marele nostru cronicar, Miron Costin, care refuzase să vină la neamț, știindu-se drept, după spusele lui Ion Neculce, își găsește sfârșitul la Iași. Cum cetatea Neamț era un loc sigur după decapitarea lui Miron Costin Logofătul, aici și-au găsit refugiu fie acestuia și nepoții domniței Ruxandra, Vasile și Ilie Cantacuzino. În timpul lui Constantin Duca, 1700-1703, mercenarii moldoveni aflați la cetatea Neamț, sub conducerea lui Moise Sardarul, au atacat Cervasaria turcească și a ucis pe capugiul care venise pentru ridicarea tributului către poartă, ceea ce a dus la mazilirea domnului bănuit de complicitate. În anul 1699, potrivit tratatului semnat la Karlovitz, la încheierea ostilităților dintre cele două mari puteri militare din zonă, polonezii trebuiau să părăsească cetățile și mănăstirile din Moldova, iar turcii să-i libereze Camenita și teritoriul ocupat în Ucraina. În același timp, turcii se obligau să nu refacă cetățile din Moldova, pe care trebuiau să nu o transforme în pașalăc. În anul 1716-1718 a izbucnit războiul austro-turc, care s-a desfășurat și pe teritoriul Moldovei. Cetatea neamță a avut de suferit, Însă ea nu a putut fi distrusă în totalitate. Restaurarea domiilor pământene în anul 1834 a dus și la primele măsuri de protejare a cetății. În timpul lui Mihail Sturza (1834-1849) s-a amenajat și ipoteca de urcare până la cetate. Drumul de acces întâlnit și astăzi. Ulterior, ruinele cetății au fost folosite ca loc de popas pentru haiducii ce hălăiau prin părțile neamțului de frica poterelor domnești, așa cum au fost Leonadrie, Chetraru, Florea și Pantelimon. Cetatea neamț numai în două rânduri s-a biruit, odată de către turci sub stăpânirea lui Soliman Sultan și al doilea pre vremea lui Sobiețchie Craiul. Lucrările de reconsolidare a zidurilor, efectuate între anii 1968-1972, sub conducerea arhitectului Ștefan Balș, au urmărit conservarea și menținerea monumentului așa cum este, fără reconstruirea părților dispărute.